Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit! Sunteți la Mind Architect Power by Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România, Mind Architect. Acesta este un podcast care studiază relațiile dintre noi, emoțiile care ne înconjoară și mai ales ne dă câteva sfaturi bune despre cum ar putea ca lucrurile să meargă cât mai bine. Salutare, Paul! Salutare, dragul meu! Salutare tuturor! Astăzi, Fie ne vedem. Astăzi vorbim despre libertate, dar nu îl trecem la proverbe și zicători. Ai văzut ce interesant e când am documentat emisiunea asta. Noi nu avem probleme proverbe și zicători despre libertate. Chiar am căutat și e așa o libertate, cu... frate, poate facultate, cred că Chirilă! Da, Nu este da, cel da, da. Mai apropiat, da, cea mai da, da. apropiată zicătoare Corect. sau zicală apropo de tema asta, dar sunt oameni pe care i-am documentat aici care s-au gândit la tema asta probabil un pic mai profund decât am făcut-o noi da. și au venit cu niște perspective interesante pe care putem să le dezbatem. Să știi că e o temă foarte interesantă a omenirii, ce înseamnă libertatea, până unde merge și câte bătăi de cap îți dă. Și Absolut. noi ne-am oprit la George Bernard Shaw, mm -hmm. care zice în felul următor... Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea. Cum să te temi de libertate, ar mm, cineva? Foarte interesant. Eu îți mărturisesc că asta e o temă apropiată de mine și personal, nu doar așa că mă bucur să o dezbatem împreună, dar în ierarhia valorilor mele libertatea e foarte sus și am studiat ceva despre ea și n-am înțelege pe mine mai bine, dar și n-am înțelege subiectul ăsta mai bine un pic și aș spune în primul rând o idee importantă și anume că nevoia de libertate sau de autodeterminare, să poți să ai control asupra propriei tale vieți și a circumstanțelor vieții tale, e o nevoie psihologică universală indiferent de cultură, de țară sau de mediu, chit că sunt experimentate diferit. În unele culturi, libertatea e mai mult îngrădită, dar acolo e un factor cultural în care te dezvolți în, mediu mediul respectiv. E o nevoie intensă și o vedem, nevoia de libertate fizică e prezentă inclusiv la animale, că dacă ne uităm la un cățel pus în lanț, înainte să se obișnuiască cu situația de a fi captiv, să zbate. Cățelul nu are un sistem de valori psihologic vorbim similar cu al nostru, dar are o serie de nevoi fundamentate în biologia proprie. Deci vedem că libertatea e o temă profundă ancorată în biologia și în psihologia noastră. Dar stai un pic. Yeah. Există libertate totală, adică aici vreau să ajung, nevoia există pentru ea, Acum provocarea e felul în care o trăim și felul în care ne exprimăm propria libertate. Și aș da două două perspective aici. Libertatea totală în care eu pot să fac ce vreau, când vreau, cum vreau, e mai degrabă o formă de libertate infantilă și exact genul de cogniție, de gândire simplificată pe care o vedem la copii, care vor să mănânce acum, vor să se joace acum, nu vor să facă teme acum. E o nevoie foarte puternic centrată pe prezent, pe aici și acum, fără înțelegerea faptului că libertatea mea, Poate să-ți îngrădească ție libertatea, om cu care conviețuiesc. Dacă eu, de exemplu, vreau să ascult muzică tare la ora două dimineața, libertatea mea de a face asta s-ar putea să te încurce pe tine vecinul meu. Și când ne dăm seama că pentru a conviețui și coopera e nevoie ca libertățile noastre să funcționeze împreună, acolo cred că ce spune George Bernard Shaw are mult sens. Și anume că libertatea presupune să înțeleg că alegerile mele vin la pachet cu costuri de oportunitate. Dacă eu aleg să ascult muzică la două dimineața, deși știu că pe tine te deranjează, că m-ai informat, și aleg să o fac în continuare, trebuie să fiu pregătit să-mi asum răspunderea consecințelor acțiunilor mele. Că poate chem poliția, că poate nu o să mai fim prieteni, că poate în momentul în care eu vreau să dorm, te hotărăști să pui și tu muzică, apropo de răzbunare. Și atunci, da, asta cazuri chiar dese. Se, în, sunt o grămadă eu de plumești, am, da. am prieteni care locuiesc undeva lângă la uh, lacul Băneasa, zona asta, și povesteau că au vecin la parter care își exprimă libertatea în felul ăsta, dând drumul la muzică și vorbind tare pe terasă la 1-2 dimineața. Și oamenii au încercat în prima fază o variantă de conviețuire în care au zis, străjul, vă rugăm, e ok până la 12, dar de la 12 încolo poate încercăm să dormim și n au avut cu cine. Apropo de discuția noastră de săptămâna trecută despre adevăr, adevărul lor s-a ciognit de adevărul vecinilor de la parter care au zis la da, mine da, în curte da, și da, în da. casă fac ce vreau. Da. E Și acolo apare componenta de responsabilitate. Amicii mei au spus că ok, înțelegem nevoia dumneavoastră, dar să știți că lucrurile pică mai greu de sus în jos. Ei locuim la trei <laughs> și acolo vedem cum, de la o discuție despre libertate, am ajuns la o discuție despre consecințele alegerilor noastre. Deci, chiar și în chestia asta cu ascultatul muzicii, vedem că în exemplul ăsta foarte laic <laughs> apare componenta asta de consecință. Poți să pui muzică în continuare, dar s-ar putea să pice un ghiveci. Sau să eu, dacă pică ghiveciul, s-ar putea să chem poliția. Tu vecin de la parter. Sună foarte filozofic, dar atunci de ce îi mai spune libertate dacă nu poate fi exercitată până la capăt, va întreba multă lume. Și cum gestionezi asta? Tocmai asta e. Noi am vorbit în episoade anterioare despre ideea asta de călăreț și elefant, respectiv cele două sisteme decizionale cu care noi operăm, care se mapează pe arhitectura noastră neuronală. Și vedem o idee importantă, că pe măsură ce ne dezvoltăm psihologic, noi începem să înțelegem conceptele astea cum ar fi libertate, într-o manieră mult mai complexă care ține cont de mai multe variabile. De pildă, un copil de 3 ani nu poate să înțeleagă de ce libertatea lui de a se juca e îngrădită de un părinte care îi cere să doarmă ca să-i să dezvolte creierul normal. Pe măsură ce te maturizezi psihologic și cerebral, începi să poți să operezi cu concepte mult mai bogate și eu pot să-mi dau seama în viața adultă. Că libertatea mea, dacă vreau să trăiesc în țara asta sau în blocul respectiv sau într-un anumit context, presupune să am grijă cum eu exprim, să nu o afectez pe a ta atât de des încât conviețuirea noastră să devină imposibilă și libertățile noastre să fie incompatibile. Atât de des. Ce precizare atât de des. De, da. ce, de, ce, de ce e o precizare importantă? Pentru că sigur că în unele momente, inclusiv iată, apariția unui copil o să îngrădească libertatea părinților să doarmă cât vor. Lucru pe care toți părinții l-au experimentat. Dar libertatea asta conștientă, de care vorbește și Bernard Shaw, pe care l-am citat, care înseamnă răspundere sau responsabilitate, presupune ca eu, părinte, să accept că o să-mi îngrădesc temporar libertatea pentru ceva ce mă motivează, și anume să dau naștere unei alte vieți pe acest pământ. Acolo vorbim de libertatea asta matură, în care, chid că eu obiectiv nu mai dorm cum dormeam înainte, mi-am asumat responsabilitatea deciziei de a face copil și a consecințelor pozitive și negative ce vin la pachet cu asta. Mă bucur și de experiența de a fi părinte și de toate momentele minunate, dar sunt conștient și că decizia aia presupune renunțarea la altceva. Și cred că tușa care merită subliniat așa în, în episodul nostru e că, Libertatea vine la pachet cu, pachet cu costuri de oportunitate. Libertatea adultă presupune că pentru a obține ceva, dacă aleg X, trebuie să renunț la Y. Dacă aleg să muncesc foarte intens, să am uh, o carieră excepțională, s-ar putea costul de oportunitate să fie viața de familie, să pierd relații la care țin că nu le hrănesc, nu am energie pentru asta. Și viceversa e valabil. Aleg familie și neglijez planul alt. Costul de oportunitate pe care libertatea mea l-a presupus e să nu mi ating vreodată de plinul potențial profesional. Ai luat un exemplu casnic. Da, este un exemplu de dată recentă care a răscolit societățile noastre, nu? Era referitor, cel referitor la vaccinare, da? Da, iată ce, ce exemplu da. excelent. Unde ai avut libertatea să te vaccinezi sau să nu te vaccinezi și aici exact. a început... Trasarea limitelor de către state, ce a însemnat libertatea și alegerea în fiecare, în fiecare situație. Exact. Și atunci fiecare dintre părțile care și-a exercitat dreptul în a se vaccina sau a nu se vaccina, a trebuit să admită că trăiește cu niște consecințe. E adevărat că lumea ar fi dorit ca să fie mai mici consecințele pentru el și nu pentru celălalt. Și iară fac trimitere la episodul nostru de duminica trecută în care am vorbit despre adevăr. Adevărul pentru un grup de oameni poate să fie diferit de adevărul pentru un alt grup de oameni. Pentru mine, de pildă, îngrădirea libertății poate să însemne că n-am voie să călătoresc, sau hai să o luăm altfel. Pentru mine, îngrădirea libertății poate să fie că mă oblig să mă vaccinez, dacă ar fi existat da. situația asta. Pentru altcineva, îngrădirea libertății poate să însemne că a fost nevoit să poarte mască pentru a intra în localuri. Eu, iară, revin la tema libertății și zic, eu sunt liber în momentul în care aleg conștient ce sunt dispus să fac și ce sunt dispus să pierd. Pot, de exemplu, să aleg să nu intru în localul ăla sau să intru fără mască, atâta timp cât sunt, îmi sunt clare consecințele și mi le pot asuma. Da, Libertatea important. infantilă pe care noi am trăit-o semnificativ aici în momentul respectiv a fost aia în care eu vreau să pot să și intru, vreau să pot să nu por mască, vreau să pot să nu mă vaccinez și vreau să fiți de acord cu libertatea mea totală, indiferent cum arată a voastră. Aș putea să pun și un final la libertate, momentul în care ești silit nu să alegi, ci să faci ceva ce nu-ți dorești. Lucru care universal este antagonizant. Atâta timp cât nu-mi dai de ales, că de fapt asta e toată discuția și într-un fel am vorbit noi și în alte episoade despre vot. Uite, libertatea de a alege răul cel mai mic, cum noi trăim cu sentimentul că facem de 30 plus ani, este mult mai satisfăcătoare decât nici măcar opțiunea de a alege între două orele. E o replică celebră dacă au văzut cei care ne ascultă sau ne privesc filmul Matrix cu Keanu Reeves și uh, Lawrence Fishburne și Kate Moss și așa mai departe, în care apare ideea asta în al doilea film, când vorbeau despre de ce oamenii se trezeau din simularea în care trăiau un film în matrice și cel care a construit matrice, arhitectul, spune așa, că în primele simulări oamenii se trezeau din respectiva simulare și să revoltau, să răzbunau pe sistem. Până când roboții și-au dat seama că dacă oamenilor le-ai fi oferit un element, și vorbim imediat care e ăla, 99, nu știu cât la sută din ei acceptau în continuare să trăiască în simulare. Iar elementul ăla era posibilitatea de a alege. Choice. Pilula albastră sau pilula roșie, pentru cei care au urmărit filmul Matrix. <laughs> Și în momentul în care aveau de ales între a trăi în continuare în simulare, în starea de visare cu o viață bună, sau a te trezi la cruda realitate, unii alegeau consecințele de a trăi adevărul... La primă mână și luau pastila albastră sau nu știu care era, iar ceilalți puteau alege, băi sunt conștient că asta e o lume de vis, dar eu sunt fericit să trăiesc în lumea aia de vis decât într-o realitate crudă. Până și în filmul ăla au putut să surprindă foarte frumos ideea asta. Avem o nevoie biologică, psihologică, universală să putem alege, autodeterminare. În viața adultă, libertatea nu are cum să fie totală. Presupune o serie de alegeri și costul de oportunitate. El este Paul Olteanu. Îl găsiți chiar și în acest moment pe mindarchitect.ro cu explicații mult mai ample în atât de multe domenii ale vieții noastre și mai ales în domeniul emoțiilor noastre, încât merită să-l ascultați. Paul, îți doresc să faci alegeri frumoase în această duminică. Doamne ajută și să trăim un rest de duminică cu multă libertate pentru fiecare dintre noi. Spor la treabă tuturor! Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.